Numărul cazurilor de COVID-19 în județul Suceava este în creștere. Luni dimineață, fiind înregistrate 45 de persoane confirmate pozitiv, din 400 de persoane testate. În luna septembrie au fost confirmate 762 de cazuri, în creștere accentuată față de luna precedentă, când au fost confirmate 156 de cazuri. Secția COVID din Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava este la această dată plină cu pacienți, inclusiv copii. Medicul șef de secție, doctorul Monica Tărtăliu, a declarat că, din fericire, în acest val nu s-au înregistrat forme severe de boală legate strict de infectarea cu SARS-CoV-2, ci că formele grave apar pe fondul unor comorbidități sau din cauza vârstei pacientului. În cazul copiilor cu COVID, aceștia sunt internați din cauza febrei înalte, care nu cedează la tratament sau pentru că au vârsta foarte mică. Doctorul Tărtăliu a afirmat că cele mai frecvente simptome date de actuala tulpina coronavirusului sunt tuse, febră, stare generală influențată pe fondul durerilor musculare. Având în vedere că vaccinarea din valurile precedente nu mai protejează față de infectarea cu actuala tulpină, cele mai eficiente măsuri de prevenție recomandate de medicul infecționist sunt cele clasice. Distanțarea, evitarea aglomerației, purtarea măștii și spălatul frecvent pe mâini, necesare mai ales în cazul persoanelor care au comorbidități, afecțiuni cardiace, diabet, obezitate și altele.